Aleodor Sobol va candida din partea Partidului Republican pentru încă un mandat de primar al comunei Orțișoara. Sobolu este din 2004 primar al comunei și recent și-a anunțat mutarea de la PSD la formațiunea politică aflată în alianță cu AUR și Partidul Național Conservator Român. Edilul are un mesaj pentru cetățenii comunei: să aleagă omul care face și nu cel care promite. Iar acum, ce vreau să vă spun? Și ce vreau să spun și oamenilor care ne aud și cei care vor vedea puțin mai târziu. Vreau să le comunic atât comunii Orțișoara și mai mult comunii Orțișoara și satele aferente, Secea, Calacea, Cornești, să le spun un lucru important. Nu votați omul care promite, votați omul care a făcut. Pentru că noi chiar am făcut. Canalizări, rețele de apă, proiecte. Avem proiecte acum câștigate în ultimele, să spun, din 2023, din noiembre, peste 7 proiecte în valoare de 30 de milioane de lei. Proiecte care vizează foarte multe lucruri. Anveloparea școlilor. Proiectul Anghe Salin, pentru ceea ce înseamnă rețele de apă noi pe toate cele 3 sate. Proiect pentru școală. Pentru școala verde, pentru școala nouă. Toate sunt făcute, proiectele. Aleodor Sobolu a făcut apel la unitate și a spus că datoria unui primar este să facă administrație și mai puțină politică.